Salut, prieteni! Bine, ne reîntâlnim la agenda de mură. vă spuneam la precedenta noastră întâlnire că aștept cu interes să vedem. Pentru că m-am ars cu alte ocazii, cu alți invitați, și să vedem dacă viceprimarul, pe care l-am invitat astăzi în fața voastră și alături de mine, va da curs invitației. Și, așa cum probabil unii știu, alții nu, de fiecare dată răspunsul îl ai doar atunci când începi emisiunea. Iar astăzi o încep cu dreptul, iar alături de mine și în fața voastră e viceprimarul PNL al municipiului Târgu Mureș, domnul Alexandru Gheorg. Bună seara, domnule viceprimar, bine ați venit la agenda de Mureș, prima oară după 2 ani. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Domnule Gheorg, au trecut ani, aproape ar spune unii că e gata actuala legislatură, deși mai e mult până departe. Cum Poate nu e bine să pun o întrebare, așa ar spune unii, dar totuși, cum v-ați acomodat în primărie? E ceea ce ați crezut că va fi acolo? E ceea ce ați promis acum 2 ani și jumătate? Și când pun întrebarea aceasta ușor, anapoda, dacă e ceea ce ați promis, vă gândeați că va fi mai ușor sau mai greu pentru a face ceea ce vreți pentru Târgu Mureșeni? A fost puțin dificil la preluarea mandatului de viceprimar. Aș menționa că în momentul în care am candidat pe lista de Consiliul Local din partea Partidului Național Liberal, nu credeam că voi fi propunerea Partidului pentru funcția de viceprimar. Am privit-o ca o provocare și, în primul rând, am privit-o ca o dorință de a face lucrurile puțin mai bine în Târgu Mureș, ca și noi implicit, că și noi trăim în Târgu Mureș, să o ducem mai bine. Credeți că până acum ați reușit să faceți să fie mai bine? Și când vă întreb asta, am în vedere lupta politică dată în primul rând pe rețelele de socializare, dar și unele evidențe, pentru că au fost câteva momente în cei doi ani în care oamenii, au început să strige unii pe bună dreptate și alții, având de ce să se lege că înainte era mai bine. Domnule George, știți cum e? Vechea administrație avea un mod de a face lucrurile, de a gândi lucrurile. Noi, noua administrație, am venit probabil cu o altă viziune și altfel să implementăm lucrurile și altfel am gândit cum ar trebui să dezvoltăm orașul. Tranziția între veche administrație și noua administrație, probabil a fost puțin, puțin mai greu. Recunosc că în primele patru luni și eu am fost puțin șocat. Eu vin din mediul privat, nu am avut tangență cu administrația publică locală. În mediul privat lucrurile se întâmplă mult mai dinamic decât într-o instituție. Într-o instituție, fiind bani publici, orice ban trebuie justificat pentru orice leu. Trebuie să faci o documentație, procedurile sunt destul de greoaie. Dacă ajungi cu un proiect care vrei să-l implementezi ca să-l pui în practică, poate ai nevoie de șase luni de zile, nouă luni de zile, depinde, la licitație poate fi contestat. Astea sunt chestii care eu în mediu privat nu m-am lovit de ele. Până când m-am acomodat și am înțeles puțin cum funcționează lucrurile în primărie, a trecut puțin timp. Acum cred că suntem pe calea cea bună. Multe din proiectele pornite anul trecut se derulează și merg înainte. O să vă Am să vorbim referitor de... la ambițiile politice, eu cred că tot executivul primăriei, aici mă refer la domnul primar, la celălalt viceprimar și acum mai nou la domnul city manager, toți trebuie și cred că tragem la aceeași trăsură spre modernizare și dezvoltare a orașului. Deci eu personal nu am o ambiție politică în acest sens. Domnule viceprimar, vreau să vă întreb, dar v-am lăsat să completați partea și asta cu City Managerul și ajungem prea repede să vorbim despre ultimele evenimente ale zilei, dar până acolo, totuși, spuneți-mi, regretați vreun moment că ați acceptat să fiți viceprimar în condițiile în care nu aveți practic puterea? Niciodată viceprimarul nu va avea putere. Viceprimarii au fost și ne-a arătat istoria la mâna primarilor, indiferent că vorbim de Cluj-Napoca, unde viceprimarii lui Gheorghe Funar au fost vai mama lor, sau de Târgu Mureș, unde viceprimarul, viceprimarii liberali, spre exemplu, ai lui Dorin Flore, erau trebuit pe Gheorghe Doja. Nu e mare diferență. deci oricând primarul e cel care conduce. Ați regretat? Regretați acum după 2 ani Ați acceptat? Niciodată n-am regretat nimic din ce am făcut în viața asta. Deci, repet, a fost ca o provocare. Este în continuare o provocare pentru că sunt atâtea lucruri de făcut în Târgu Mureș. Nu am de ce să regret. Experiența asta nu te lovește tot timpul cu asemenea lucruri. Dar omul de afaceri, Alexandru Gheorghe, regretă? Poate pe partea financiară, da. Dar nu despre asta mi-am asumat pe chestia asta că probabil financiar va face un pas în spate, dar mergem înainte și încercăm să facem lucruri bune pentru oraș. Okay. Deci nu regret de, de nicio culoare. Ați pomenit uh, City managerul, administratorul da. public. Și în momentul în care primarul a anunțat noul administrator public, eu am primit semnalul că a, să știi că e doar o uh, interfață a conflictului PNL-UDMR de la nivelul Târgu Mureșului și că, și că viceprimarului s-ar fi retras atribuțiile în primul rând acolo unde și-a făcut uh, simțită prezența pe activitatea ADP-ului și îi vor fi date administratorului public. Ați simțit acest pas ca fiind un gest de forță al primarului? Nu. Nu. Și vă spun și de ce. Din punctul meu de vedere, indiferent cine coordonează ADP-ul, toți suntem răspunzători pentru ceea ce se întâmplă în oraș, ceea ce se face în oraș și pentru cetățean. Până la urmă, comunitatea este cea care ne evaluează, iar dacă un lucru se întâmplă rău sau nu se întâmplă. Toți vom fi traja la răspundere pentru... Bun, dar chiar era necesar administratorul public? Nu e cumva în, în ideea de a vă lua din mână o jucărie folosită de fostul viceprimar, fostul consilier al primarului ca unealtă electorală? Pentru că dumneavoastră, în ultimele luni, ați fost și nu o spun eu, o spune și Sergio Aștelean, care spune așa, un viceprimar implicat, care a dat curs sesizorilor făcute, îl felicit, a vrut să spună, dar a spus îl felicit. Deci ați fost implicat și prezent în primul rând pe rezolvarea problemelor din zona ADP-ului. Și atunci reiau întrebarea, nu credeți că vi s-a luat acest obiect al muncii din rațiuni electoral-politice? Nu cred. Nu cred. ADP-ul este în coordonarea. Și era și în coordonarea primarului și în coordonarea mea. Aici și celălalt colega meu, viceprimar, de multe ori când avea o problemă, apela la directorul ADP. ADP-ul are director. Are director atunți. Și până la urmă că îl coordonezi, este că te consulți cu ei și setezi prioritățile orașului. Să nu aveți impresia că conduceam sau, sau, primarul conducea ADP-ul într-un fel sau altul ca un director, pentru că directorul este direct răspunzător de ce fac angajații din administrația de public. Într-adevăr, am făcut la începutul mandatului o radiografie a ADP-ului, știam într-adevăr că este, cred că, este cel mai greu. Are toate serviciile publice, absolut tot ce este vizibil în Târgu Mureș și am încercat să plombe sau mult spus plombe, să astup un pic lipsurile care le avea. Mi-a trebuit aproape un an de zile să reformez adp în sensul a schimba organigrama, de a implementa un birou de monitorizare video pentru siguranța cetățeanului, de a face un, la fel, în organigrama ADP-ului, un centru de colectare a deșeurilor inerte. Știți că am avut probleme cu gunoiul. Și astăzi, dacă cineva renovează o casă, nu are unde să ducă molozul dacă nu este o curățenie de primăvară sau de toamnă. Credeți că asta se va rezolva? Că dorim Floria, 20 de ani a vorbit despre această problemă Problema. și n-a reușit? Trebuie să-ți dorești, în primul și în primul rând, și nu poți să le faci toate deodată. Eu știu că așteptările cetățenilor erau foarte mari de la bun început, dar repet, acea perioadă de tranziție și încet, încet lucrurile merg în direcția bună, eu zic că dacă îți dorești să faci ceva, nu există să nu, să nu poți realiza. Eu cred că o vor realiza într-un final, pentru că este chiar nevoie de așa ceva. Uitați, Bacali Florin vine să sublinieze ceea ce am auzit și eu și spune așa, bună seara, agende și distinsului dumneavoastră invitat. El, Charles, a declarat ieri că atribuțiile administratorului public au fost rezultatul unor negocieri politice. Cum comentează invitatul dumneavoastră această informație și spune domnul Șarlea care a venit cu corectura și spune se referea la acest posibil conflict în coaliție sau se dorea scăderea vizibilității prima, viceprimarului? Colegul meu Șarlea, într-adevăr am vorbit și eu ieri seară, după ce a fost la o, altă emisiune, nu era foarte informat, nu a fost nicio negociere politică. Eu consider că atribuțiile nu se negocează politic în primul și în primul rând. Trebuie să îi dai omului ceva la ce se pricepe. Eu sunt o persoană de acțiune, mie mi îmi place foarte mult munca de teren. Poate că și vizibilitatea mea a crescut pentru că am ieșit foarte mult pe teren și am identificat. Deci vă spun foarte sincer, am luat tot orașul la picior, în primele șase luni, mi-am făcut o listă cu efectiv ce probleme sunt în oraș și unde sunt probleme. De la parcuri, de la trotuare, de la drumuri cu grob și așa mai departe. Horea nu era foarte bine informat, deci nu a fost nicio negociere. Și a vorbit gura fără el, românește. Cred că se gândea la ceva în momentul. Nu, nu a vorbit gura fără el. El este o persoană destul de cerebrală și nu, nu vorbește gura fără el ne fiind informați și să vorbești. Nu am apucat, mai sincer. Chiar nu am apucat să... Nu știam că va fi o discuție pe tema asta la emisiunea respectivă. Nici știam este o dezbatere pe proiecte din Consiliul Local. Acum... Domnule viceprimar, spune așa lui Iulian Negoiță. Domnule viceprimar, sunt zeci de treceri de pietoni, în special pe străzile principale, care nu au mai fost vopsite de 2 ani de zile firma care se ocupa cu măturatul stradal, deși a fost amendată, tot nu își face datoria. Oare chiar așa stau lucrurile și dacă stau lucrurile așa, de ce? Aveți vreo explicație? Da, am. La reorganizarea ADP-ului, uh, un uh, punct la care am ținut foarte mult a fost uh, Partea de personal, aici mă refer la, efectiv la muncitorii care fizic lucrează în oraș. Cei care întrețin semne de circulație, cei care se ocupă de marcatul străzilor, cei care repară o bancă, sunt multe, foarte multe, că activitatea este foarte vastă la ADP. Marcaje s-au făcut și se fac și în continuare atâta timp cât uh, condițiile meteo din Târgu Mureș permit. Prioritar, marcajele au fost făcute în jurul școlilor, înainte de începutul școlii. O altă prioritate au fost trecerile de pietoni, uh, mă scuzați, de trecerile de pieton. vreau să zic anteva. O altă prioritate au fost trecerile de pieton nou înființate, uh, cele aprobate în Comisia de Circulație și care au primit avizul Poliției Rutiere. Și se vor face în continuare. Într-adevăr, am identificat și eu foarte multe treceri pieton care nu au fost uh, vopsite din nou, dar și acelea vor fi făcute. Din păcate, în acest moment, posturile de angajări la stat, ca să zic așa, sunt blocate, iar ne-a prins acest OUG cu blocatul posturilor fix după ce am schimbat noi organica la ADP și n-am mai apucat să angajăm muncitori. Am mai transferat din aparatul propriu sau de la alte servicii, dar nu suficienți la ce nevoie ar avea târgu în momentul de față. Domnule viceprimar, ați intrat în Consiliul Local în fotoliul de viceprimar cu anumite proiecte. Cu anumite, da. vorbim imediat despre ele. Vom vedea dacă au mai rămas sau nu. Dar, odată ajuns în fotoliul de viceprimar, a spus dumneavoastră, ați ieșit în stradă. Vreau să mi spuneți din punctul de vedere al viceprimarului Alexandru Gheorghe, care au fost și rămân, dacă n-au fost rezolvate între timp, cele mai importante probleme ale municipiului Târgu Mureș. Acolo jos, la firul ierbii, nu în biroul de viceprimar, nu în cabinetul primarului, ci acolo jos unde spuneți că ați luat la picior orașul. Bun. Proiectele. Nu. Problemele. Nu proiecte. Amu, că am nu, despre proiecte ce ați promis vorbim după. Am spus înainte să vă spuneți care sunt problemele pe care le-ați găsit și care, dacă n-au fost rezolvate în acești doi ani, încă au rămas pentru municipiul Târgu Mureș. O problemă destul de apăsătoare în acest moment este salubritatea orașului. Asta toată lumea o știe. Avem o problemă cu salubritatea stradală într-adevăr, societatea care a câștigat licitația are unele dificultăți, nu știu, am înțeles că nu găsește angajați. Cert e că nu își îndeplinește indicatorii lunari care are de îndeplinit. În aceste condiții, eu chiar l-am informat acum vreo două, trei săptămâni pe domnul primar, că din punctul meu de vedere contractul acela a trebuit reziliat și mers pe o o situație de urgență și până, până putem demara o nouă procedură de achiziție pentru curăția stradală. Dar de credeți că următoarea firmă sau următoarea firmă sau următoarea firmă vor găsi angajați? Nu mai este Dacă problema mea. Problema? Din moment ce particip la o licitație și îți asum cerințe din caietul de sarcini, deja este problema acelui operator. Nu? Problema mea ca municipiu este să mă, să urmăresc contractul și să țin orașul curat. Pentru că nici mie nu-mi place orașul când este murdar. Nu ne place la niciunul. Dar am spus-o într-un cer mai restrâns și pot să zic și aici dumneavoastră, din punctul meu de vedere, soluția este înființarea unei noi societăți sub Consiliul Local care să se ocupe de curățenia stradală, de dezăpezire, dezinsecție, de rapizare, spații verzi. Să lăsăm serviciul de ecologie și de zăpezire și salubritate, de numirea aceea care au serele, vechile sere, să se ocupe de spațiile verzi de întreținut, cele din ronduri și așa mai departe, de planta copaci. Asta e treaba lor, asta e jobul lor. Nu să-i băgăm să facă și de zăpezire, să facă și curățenie stradală și să... Trebuie o societate sub Consiliul Local care asta să gestioneze. Și atunci, fiind direct sub controlul tău, discutăm deja de altceva. Aveți majoritate împreună cu PNL. PNL, eu sunt. Împreună, împreună PNL. cu UDMR, pardon. Da. De ce nu faceți? Cine Eu m-am propus. De ce n-a fost făcută până acum? Eu m-am propus acum la ultima discuție de acum două săptămâni că mă voi ocupa eu să promovez un proiect de hotărâre ca să facem chestia asta. Vreau, evident, nu vreau să o fac de capul meu, pentru că unele lucruri nu pot să le fac singur. O să invit toate partidele din Consiliul Local, când am draftul de proiect de hotărâre, să-l discutăm. Toți au idei bune, inclusiv și cei care, să zicem că nu sunt în coaliție sau nu sunt la putere. Da, fiecare partid are oameni care sunt cerebrali și vor binele orașului. Chiar și pro România? De ce nu? Văd că acolo mereu, mereu vă certați sau vă ceartă. Uh... Asta nu e treaba mea. Acum fiecare face cum consideră, dar eu zic că toți cei 23 de consilieri locali nu doresc rău orașului și vor să facem un pas ca să ajungem în top orașelor din România, unde am fost acum 10-15 ani. Ce alte probleme ați identificat, domnule viceprimar, în cei 2 ani și câte din ele s-au rezolvat? Să mergem mai departe. Am mai identificat la școlile din Târgu Mureș multe clădiri foarte vechi în care, într-adevăr, nu s-a investit cum aș fi investit eu. Și vă pot da un exemplu de o școală care a fost făcută anul trecut de către noi, mă rog, noi, mă refer la administrația actuală, unde am schimbat de la zero absolut totul. Deci am făcut o școală în ideea ca în următorii 5, 6, 7 ani să nu trebuiască să facem investiții majore. Multe școli din Târgu Mureș au nevoie de așa ceva. Pentru că degeaba te dus să petecești ceva când ai reparat o conductă într-un colț, îți puși că în colțul celălalt. La fel, probleme de infrastructură. La fel, trotuarele din Târgu Mureș sunt în proporție de 70-80% într-o stare jalnică. Pentru că sunt denivelate, s-a intervenit pentru conducte, nu s-a mai făcut. Deci, probleme sunt în Târgu Mureș. Să nu credeți că un oraș, iar, o Târgu Mureș nu este așa cum îl aș dori eu. Dar sunt conștient că nu poți, într-un termen atât de scurt, să ajungi la nivelul ăla. Eu sunt o persoană pretențioasă acum, dar ca mine mai sunt probabil foarte mulți cetățeni. În campania electorală și în anul preelectoral 2019, PNL Târgu Mureș venea cu o serie de proiecte. Le numeați atunci Restart Târgu Mureș. Nu știu dacă printre ele s-a mers atât de jos la problemele atât de la firul ierbii ale orașului. Și vă întreb, mai credeți că acele proiecte cu care ați venit în fața electoratului atunci, împreună cu colegii dumneavoastră, sunt demne de luat în seamă, mai trebuie continuate, mai rămân priorități ale Partidului Național Liberal Târgu Mureș și când vă întreb acest lucru, am în vedere ultima conferință de presă la care ați participat împreună cu președintele PNL Mureș, domnul Ciprian Dobre, și acolo am văzut creionate alte Proiecte pe care le susțineți cu prioritate. Dumneavoastră și partidul dumneavoastră. Deci, Restart Târgu Mureș și proiectele acelea mai au vreun... Uh, uh, care e nivelul lor de priori prioritizare acum? După ce ați văzut, de fapt, ce e cu adevărat la Târgu Mureș. Domnul Georgian, prioritățile de regulă se schimbă și vă spun și de ce. Pentru că din proiectul Restart Târgu Mureș 2020, nu a fost doar maculatură. Au fost proiecte care deja sunt în curs de implementare. Adică am suplimentat acele proiecte care le aveau în broșură. Acel proiect Restart, oricum a fost gândit pe uh, termen de 10 ani. În proporție de 60-70, poate chiar 80%, tot ce s-a scris în acea broșură este în curs de implementare o parte din ele au început să implementeze. Dați-mi câteva exemple ca să știe târgu Mureșenii ce e în curs Aș de vrea de să mandar. completez vă rog. că fiecare partid politic în 2020 când a candidat, a avut un proiect. Dacă punem toate proiectele partidelor cap la cap, o să vedem că multe dintre ele Absolut. E, erau identice. pentru E, e că același tot am, Exact, toți am identificat aceleași probleme în târgu-mureș. Și vă pot da exemplu. Aveam în broșură modernizarea transportului. Da? Suntem pe punctul și foarte avansați în a moderniza transportul local. Am avut în broșură bugetarea participativă, este implementată, a și fost anul trecut pusă în practică. Am avut suprailuminarea trecerilor de pietoni, am început să facem suprailuminarea trecerilor de pietoni. Am am propus, aveam o aplicație Târgu Mureș Alert, am propus noi PNL-ul acel proiect, nu se regăsea la alte partide, ca să adică zic așa, să nu coincidă, se numește Mai Târgu Mureș, care a fost acum de vreo 2-3 luni de zile votată. Stații de încărcare aveam trecute, urmează și stații de încărcare. Am avut table inteligente în școli, pe, partea de educație. Am început să punem table inteligente în școli. Reabilitări de școli. La fel erau trecute. Am reabilitat școli și vom reabilita școli. Siguranța în școli. Am montat camere video pentru siguranța copilor în școli. Siguranța cetățeanului. Camere video în oraș, în parcuri și așa mai departe. Deci, probabil că și comunicarea mea a avut de suferit, dar și din lipsa timpului. Pentru că trebuia într-adevăr, bine, doi ani de zile de când se din ce Primar vei face în decembrie, dar probabil la împlinirea celor doi ani, voi ieși cu o sinteză proiectului Restart, ce s-a pornit și în ce stadiu este. V-ați făcut raportul de activitate și am da. mă uit aici pe cele 10 puncte importante din Restart Târgu Mureș și vi le citesc cu rugămintea să îmi spuneți dacă s-a bifat, dacă e în curs de bifat. Vă rog. De rezolva ceva de acolo. Spitalul Municipal din Târgumure, cea mai mare investiție în sănătate din ultimii 35 de ani, spunea uh, profesorul uh, universitar, Horațu. Dr. Orațiu Suciu, Ia. suntem pregătiți cu terenul pentru construcția celui mai mare spital municipal din țară. 1. 2. Taxe și impozite 0 timp de 5 ani pentru tinerii antreprenori. Una din măsurile viitorului centru de afaceri Business Hub. 3. Autobuze școlare și mijloace de transport în comun, fără electrice și hibride. Știți că astăzi cineva îmi spunea că nu sunt autobuze școlare la Târgu Mureș? Și că nu circulă? Circulă. Și eu am spus că știu că circulă. Circulă. Și circula circula mea de, de exemplu, merge la școală cu autobuz. Dar nu toată lumea știe, înțelegeți? E o mare problemă. Bun, patru, parcări și după aceea vă rog să le comentați, că da. le doar, vi le reamintesc. Parcări supraetajate în cartierele rezidențiale din Târgu Mureș. Cinci supraveghere video a școlilor, piețelor, traficului este. în comun. Ați vorbit de el acum. Parcuri industriale în comunele limitrofe ale Târgu Mureșului. Târgu Mureșul va implementa catalogul școlar digital și videoproiecția fiecarei școli. Videoproiecția fiecarei școli. Smart City sau digitalizarea orașului, seniorii digital și centrul turistic municipal din Târgu Mureș. Da, dar fiecare capitol din care le ați citit. așa, eu, le... eu acum v-am spus așa din minte ce mi-aduc aminte care le-am pornit. Este practic imposibil tot ce scrie în broșura respectivă să implementeze în 2 ani de zile. Absolut. Dar nu ați renunțat la el? Nu, nu. Eu și... renunț foarte greu. Și colegii dumneavoastră? Și colegii mei sunt în aceasta sentiment ca și Cât la sută din ce am citit acum, cu toate subcapitolele, e eu zic că un, curs de a... implementare nefiind la putere, adică fiind cu primarul PNL. Cum cu primarul PNL? Nu aveți primar PNL. A, a. PNL. Că totuși majoritatea e UDVR da, da, cu primar. Da, da. Eu estimez că undeva la 50-60% sunt pornite sau pe, în curs de, de pornire. Trebuie să le iau un detaliu acum, nu mai țin 50%. minte. 50% la 2 ani? E puțin, e mult? Ținând cont că a fost un proiect pe 10 ani gândit, un spital nu poți să-l faci în patru ani de zile. Numai câte avize ai nevoie, cât foarte vast. Văd la o clădire nouă de câte, câtă documentație nevoie. Dar eu zic că cu cele mărunte și care chiar sunt în folosul cetățenilor și care țin de siguranța în trafic și siguranța cetățeanului sunt pornite. Și a fost o prioritate pentru mine încă de la preluarea mandatului de viceprimar chestia asta. Ați spus un lucru adevărat, cu cele mărunte, care într-adevăr sunt importante pentru cetățean. Și acum pun din nou întrebarea pe care am pus-o acum vreo 5 minute. Cele mărunte ați crezut că sunt atât de multe încât să oprească? noua administrație de la a implementa proiectele mari, pentru că și Șoș Zoltan a venit cu proiecte mari, și UDMR-ul lângă el a venit cu proiecte mari, și Teodora Benede, candidatul dumneavoastră la primărie, a venit cu proiecte mari, și partidul a venit cu proiecte mari. Ca să vrei să faci lucruri mari, trebuie să vii cu proiecte mari, asta e clar. Da, am găsit multe și mărunte acolo, dar nu chestii care nu pot fi rezolvate. Pot să zic că câteva luni ne-au ținut un loc ca să le, le punem pe drumul cel bun, dar Nu, repet, am văzut-o ca o provocare de a schimba și de a face ceva în Târgu Mureș. Din punctul meu de vedere, erau niște chestii care nu mă țineau în loc, cel, cel puțin personal pe mine Și am trecut mai departe, s-au rezolvat și ne-am dus mai departe Și am ieșit în stradă unde chiar e nevoie de noi, nu în birou, că în birou putem sta toți Bun, văd că mai sunt câteva mesaje venite pe zona aceasta de salubrizare de la Sergio Aștenan, că spune în caietul de sarcini ar fi oportun ca salubrizarea municipului să fie nocturnă, cu precădere în zona centrală, pentru că exista un trafic mai fluid în acest sens și vă urează succes. Uh, Ferenț Lorandotilo, salut Sergiu, poate că este încă de vreme, dar te-ai gândit la varianta de a candida pentru fotelul de primar. Deja deci, oamenii se gândesc la alegerile viitoare. Iulian Egoiță revine și spune că cele două parcări de la spitalul de urgență este o glumă, nu? Să nu uităm că domnul Dobre a fost președintele Consiliului Județean și atunci promitea o parcare supraetajată la spitalul de urgență. Alin Orcan, câte stații de autobuz au modernizat în ultimii doi ani? Bun. Cer să ne aduc aminte prima întrebare. Sergiu nu vorbea de nevoia de a face curățenie noapte. Uh, în comanda. Lucru pe care nu-l susțin mulți târgu pentru că unii dorm și nu vor să aibă gălăgie noapte. O mașină care aspiră pe drum nu face gălăgie. În comenzile date săptămânal operator de salubritate este inclus și măturatul mecanizat, aspirat și așa mai departe. În mod normal, Într-o lună de zile sunt acoperite toate străzile, dar, într-adevăr, arterele principale și cu un trafic foarte mare au o frecvență, uneori, chiar zilnică. Măturătorii stradali, ca să zic așa, se ocupă, pe lângă măturat în locurile greu accesibile și de golirea coșurilor de gunoi. E decizia operatorului, până la urmă, el în situație lucrări care o prezintă la final de lună, Trebuie să aducă rapoarte GPS cu mașinile de măturat mecanizat pe unde a circulat prin oraș. Și în funcție de asta, îi se decontează sau nu lucrare. departe, partea a întrebat de stațiile renovate, de autobuz. Nu cunosc acest detaliu câte stații de autobuz au fost renovate și vă spun. Și de modernizate. Ce? modernizate. Pentru că transportul local este la celălalt coleg al meu, viceprimar și știu că el se ocupă de chestia asta, dar în urmă și avem un proiect european care va schimba foarte multe stații de autobuz din Târgu Și atunci vor fi renovate absolut toate. Cu sistem de GPS care să-ți afișeze ce întârziere are autobuzul. Și... Parcările de la Spitalul Județean. Sau parcare de la Spitalul Județean. Și parcările supraetajate despre care vorbeați dumneavoastră și vorbeau toți, practic, Uh, unii ajungi la putere Alții rămași în opoziție Ca necesitate pentru Târgu Mureș. Se mai întâmplă, domnule viceprimar? Și când se vor întâmpla? Iarăși vorbim peste un an și jumătate când începe campania electorală Că vom face, că vom drege Sau atunci vor veți putea spune Cei care acum sunteți în executiv Și în administrație locală Că noi le-am pornit Se vor întâmpla așa Cum se întâmplă cu parte din autobuze Că vin, că le-au făcut ceilalți Nu da. că erau făcute de acum Vedeți? un proiect, de exemplu, cu autobuz, a fost pornit acum 3-4 ani se implementează acum. Referitor la parcările supraetajate, într-adevăr, este o prioritate pentru municipiul Târgu Mureș să facem parcări supraetajate. Vedeți bine cât de sufocat este traficul în Târgu Mureș și câte mașini avem. Avem străzi înguste, nu prea avem loc unde să parcăm. Asta, acesta a fost și un motiv pentru care nu am băgat parcările de domiciliu, unde să-și închideze fiecare un loc pentru că nu era corect față de alți cetățeni care nu prindeau un loc, să zicem. Și atunci trebuie să venim cu o opțiune de parcare supraetajată, să îi dăm posibilitatea să parcheze. Parcarea de la spital. Chiar noi, PNL-ul, am venit cu inițiativa de a face o parcare supraetajată la liceul sanitar. Aici discutăm strict de terenul care ține de municipiul Târgu Mureș. Celelalte parcări supraetajate care sunt în aplanajul Consiliului Județean, să nu uităm că s-a clarificat povestea cu terenul, acolo dați-mi voie să nu comentez pentru că nu știu în ce stadiu se află înscrierea dreptului de proprietate pe teren. Chiar nu știu pentru că Consiliul Județean se ocupă de, de chestia asta. Spuneați la conferința de presă la care am făcut referire de acum o săptămână, dacă nu greșesc, Câte ceva de aceasta, despre proiectul de hotărâre pe care l-ați inițiat sau urmează să inițiați în legătură cu această parcare lângă liceul sanitar. Ce șanse sunt să nu. se întâmple parcarea la liceul sanitar? Parcarea pentru liceul sanitar? E pe terenul orașului. Dacă vă am? Da. Este pe terenul Bun. orașului, într-adevăr. Eu zic că. Trebuie să se întâmple pentru că, într-adevăr, zona, acea parcare va deservi inclusiv persoanele care merg la spital și cele care merg la OMF. Este o parcare de 200-250 de locuri. Ce și atunci loc. mai este necesară cealaltă parcare, chiar pentru spital? Ați ce fost credeți? de curând în zonă, da. să vedeți ce acolo. Da. Eu zic că sunt pe. Dar noi n-am făcut un studiu. Dumneavoastră uh, probabil știți câte mașini sunt. Noi -am. am făcut o estimare, n-am făcut un studiu de trafic pe zona respectivă, am făcut doar o estimare. De câte ori treceam în zona respectivă, numeri. 2, 4, 10, deja mi-a intrat în, în reflex să, să număr în mașinile care trec prin intersecții. Eu zic că și o parcare în spatele Spitalului Județean va fi folositoare. Și revenind la proiectele cu parcări supraetajate, de curând a fost predat studiul de fezabilitate pentru, adică proiectul pentru parcarea de pe Alea Hațe, care Va deservi, dacă mă șel, peste 300 locuri de parcare, sau da, 300 dacă nu mă șel, nu, nu știu exact. Nu. Avem în plan să facem parcare supraetajată pe strada Parangului se vor ocupa cei de la locativ, că în administrarea lor este acea centrală termică. Avem din nou pe strada Ceahlău, în plan să facem o parcare supraetajată, avem, trebuie să obținem avizul de la Mediu pentru parcarea din zona centrală de la Hotelul Parc, care și aceea va fi va avea o capacitate de 200 de locuri. Avem în plan una la Prot Complex să facem. Avem un concurs de soluții care, mi se pare, este la direcția arhitecției pentru o parcare supraetajată în spate la Teatrul Național. Deci, încet, încet, să nu uităm o chestie. Noi n-am preluat niciun studiu de fezabilitate. Ca să poți accesa un proiect european, trebuie să ai ceva. atunci aceste studii trebuie făcute și ulterior, încet, încet, din credite, din bugetul local, din proiecte europene implementate. Dar sunt într-adevăr lucruri mari pe, pe un termen mediu, hai să zic, nu lung, dar mediu. Că dacă te ții de el. O poți rezolva în câțiva ani. Bun, domnule viceprimar, înainte de a intra în direct vă citeam un privitor, ne-a scris pe Facebook la mesajul prin care am anunțat prezența dumneavoastră aici, că uh, e veșnic problemă dimineața și după amiaza când un drum de 10 minute se face chiar și în 45 de minute de regulă pe relația Unirii, centru municipiului Târgu Mureș, dar nu doar pe Unirii, și pe uh, centru zona livezeni, tot cam atât se face și tot cam la aceleași ore și pe direcția spital. Tudor sau Spital Centru, tot cam atât se face în orele de vârf. Iar omul propunea și vă întreba dacă ați fi dispus și dacă ar fi dispus autoritatea locală să propună sau să ceară școlilor orare diferențiate de începere a programului școlar. Unii se înceapă la 8, și alții să înceapă la nouă. Și pentru că eu am spus uh, despre faptul că sunt oameni care nu știu că circulă autobuz de școlare, o să vă rog să ne spuneți și autobuzele astea de școlare de unde și pentru ce școli uh, ce școli de servesc. Uh, din ce cunosc eu, sunt multe școli care au programul de. Decalat. Decalat, da. N-aș vrea să mă hazardez în declarația asta. Pentru că este puțin a planajului SEG-ului. Noi administrăm unității de învățământ, în schimb, nu avem nicio putere asupra directorilor de acolo, decât să venim cu propuneri, iar la rândul lor ei să și le rezolve cu Inspectoratul Școlar Județean. Într-adevăr, una dintre cele mai apăsătoare probleme care țin de, de trafic este zona Unirii. Este o problemă veche, dar uh, foarte apăsătoare. De curând, uh, aduceați uh, adineori aminte de conferința de presă care am avut-o împreună cu colegii mei, uh, uh, grupul PNL a inițiat un uh, proiect <coughs> pentru aprobarea elaborării proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul pot peste râul Muneș și zona Alea Carpați. Este scenariul 1 a unui proiect din uh, 2017, și proiect vechi, care, sincer, nu știu de ce nu a mai fost implementat. Acesta al câtele pod este, domnule, ce primar, că deja vorbim de trei poduri, patru poduri peste mure și de ei toată lumea face poduri. Acesta de e primul și cel mai important sau e al doilea? Din punctul meu trebuie? de vedere, în acest moment, este cel mai important pentru Târgu Mureș. Nu putem să ne permitem să ținem 30.000 de oameni să se chinuie pe un singur pod. Într-adevăr, traficul și dezvoltarea cartierului Unirii s-a făcut într-un ritm foarte, foarte alert. Nu cred că mai trebuie demonstrată necesitatea unui pod în, în, în care să ajute podul Mureș, ca să zic așa, să grebeze 30-20-30% din traficul care vine pe podul Mureș. Este într-adevăr un proiect mare, Repet, îmi plac proiectele mari și proiectele ambițioase, și de regulă îmi place să le duc la bun sfârșit. Siguranța, cum ziceam anterior, în, în trafic, a fost o prioritate pentru mine și va fi în continuare o prioritate pentru mine. Dar necesitatea unui nou pot peste Râul Mureș este imperial necesară. Deci doar așa se rezolvă problema? Parțial, pentru că avem multe zone multe zone blocate în, în Târgu Mureș, dar în anumite intervale orare. Dar, spre exemplu, strada Papiu se blochează. Un nou pod va rupe fix traficul care va, care va ajunge și către Papiu. Mulți au sperat, din cei care știau, că odată adus problema rezolvată, problema cu transportul în comun al elevilor, vor fi mai puține mașini. De ce nu se întâmplă acest lucru la Târgu Mureș? A fost o soluție bună la Cluj-Napoca? Și insist, care școli sunt deservite <coughs> de transportul public în comun acum, doar pentru elevi dimineața? Pot să vă spun uh, o linie care funcționează foarte bine și se, uh, se umple de copii două autobuze în fiecare dimineață recent a am mutat gimnaziul Fridic și din Alea Carpați la Serafim Duicu pe strada, uite că scapă, Budiului. Părinții ne-au cerut să suplimentăm și să facem, să facem în așa fel încât copiii să aibă autobuzul lor separat ca să se ducă la școală. În autobuz, polițist local, un reprezentant al școlii, Repet, fica mea e la Fridrișilor. O duc în fiecare dimineață, se urcă în autobuz, se duce la școală. Funcționează, sunt două autobuze pline în fiecare dimineață. Deci, acei oameni care, totuși, majoritatea vin din zona Unirii, preferă să-și lasă copilul în alea și de acolo să traverseze tot orarul, să se ducă la școală. Dacă nu mă înșel, și la ora 14 și la ora 15 este cursă înapoi care îi aduce în, aceeași, în același loc în alea Carpații. De acolo și îl preia părintele. Nu s-a făcut o cursă specială. S-a suplimentat cursa, dacă nu mă așel, 14 circulă din alea. Repet, nu spre am temă cu transportul comun, pentru că nu, nu, nu m-am ocupat de, de problema asta. Bun. Să mergem pe zona clădirilor. Tot Iulian Negoiță ne scrie și spune Vă întreabă, pentru ce s-a cumpărat de către primărie o clădire cu 2 milioane de euro? În zona Cornișa, unde ați asfaltat, sunt zeci de garaje construite din plasă, de sârmă urâte. Alte orașe au început să dărâme aceste garaje, lăsând loc la parcări ecologice. În Cornișa ați asfaltat pe lângă aceste garaje. Și tot domnia sa mai spune că pe pandurilor, în intersecție cu prelungirea căii Sighișoarei, este o clădire dezafectată, mizerabilă, focar de infecție. Nu se poate dărâma, sigila acea construcție, acolo ar merge o parcare. Mulțumesc. Clădire de 2 milioane de euro. De curând a fost cumpărat un, un imobil, spune domnia sa, 2 milioane de euro, cred că se referă la uh, Institutul Proiect, nu? Aia ce a cumpărat-o Consiliul Județean, nu Primăria nu E cumpărat de Consiliul Județean și Primăria n-a cumpărat nimic? Nu, noi am avut o inițiativă. De a achiziționa o clădire peste Gheorghe Doja, dar a picat, pentru că din evaluare a ieșit alt preț față de cât cerea vânzătorul. E o problemă, domnule viceprimar. Problema eu eu am susținut ani întregi că administrația locală n-ar trebui să dea bani presei pentru informare. S-au dat bani presei pentru a informa bani în vechea administrație, bani în actuală administrație și ajung la concluzia că oamenii tot neinformați, să nu zic dezinformați, sunt. Când s-ar fi putut face lucrurile astea altfel? Și mai ieftin și mai bine. Dacă oamenii nu știu nici despre ce este vorba, au auzit undeva această informație ești în presă. Acum negocierile nu de foarte mult timp uh, au picat, ca să zic așa. 3-4 luni de zile. Într-adevăr, probabil ar trebui să revocăm acel HCL prin care uh, consideram că ar fi oportun să achiziționăm clădirea respectivă. Dar nu mai are obiect, deci... Și să informați oamenii că nu se mai face, nu s-a mai făcut. Da, într-adevăr, da. Alin Urcan, întreabă așa, consideră o obligație sau o realizare, reabilitarea unei străzi din oraș. Obligație. Consider că este obligație. Nu este nici tema electorală să reabilitezi o stradă, nu este nici motiv de laudă, pentru că, din punctul meu de vedere, străzile cam așa cum sunt reabilitate, acum ar trebui să fie reabilitate toate. Dar să ne permită bugetul și să avem energie să le reabilităm pe toate. Se poate vreodată să se laude vreo administrație din punctul dumneavoastră de vedere acum, după ce ați văzut care e ritmul, care sunt banii administrației locale de la Târgu Mureș, deci vreo conducere executivă va putea vreodată să se laude. Gata, am reabilitat toate străzile, nu mai am drumuri pietruite, nu mai am drumuri cu gropi, am toate trecerile de pietoni aduse la nivelul anului în care mă laud? Sau e doar o utopie? Ținând cont că multe străzi din Târgu Mureș sunt într-un grad destul de avansat Nu cred, nu cred Ai nevoie de un lucru bine făcut și ai nevoie de și de foarte mulți bani să le reabilitezi Și v-aș da un exemplu Reabilitarea la piața armatei de anul trecut Mulți ani s-a fugit de acea reabilitare. Într-adevăr, a fost foarte dificilă. A durat și foarte mult timp. Dar s-a făcut un lucru de calitate și să sperăm că în următorii 10 ani nu se va mai interveni acolo. Strada Miorițe, afer. Acolo, într-adevăr, puțin, puțin a durat cam mult, dar nu neapărat din cauza municipalității, pentru că a intervenit și electrica. Să introducă instalația electrică în pământ La fel și la ei Obținerea de fonduri, de avize Deci un pic, un pic acolo Am stat noi blocați Ca să nu reparăm trotuarul Să vină electrica să-l tai ca să... Din păcate Eu zic că avem nevoie de timp Ca să facem toate lucrurile astea Dar nu sunt imposibil de realizat Domnule viceprimar, eu sunt siderat să văd că administrații la rând, că deja vorbesc de această administrație ajunsă la jumătatea mandatului și vechea sau vechile administrații ale primarului de pe atunci Dorin Florea, n-au reușit să rezolve un lucru simplu. Intersecția cu sensul girator din zona Călăraș, Sinaia, da? Podumureș. Ce vă spuneam? Dumneavoastră voi, credeți că pod. până la urmă se va reuși? Și care ar fi soluția acolo? Pentru că eu am văzut și sunt sigur că ați văzut și dumneavoastră în țări mai dezvoltate decât noi, sensuri giratorii sub diverse forme, mici cât un stâlp mare, cât o zi de post pus semafoare în sensul giratoriu, fără scandal și tămbălău. La noi, la Târgu Ureș, nimeni nu e în stare. Bacă îl face sub formă de os, bacă îl face sub formă de cerc cu trei benzi pe sens, cu una de fugă, cu povești. Nu se întâmplă nimic. Repet, una din rezolvarea sensului giratoriu la care faceți referire, este o alternativă, adică un nou pot peste Rău Dar, Dar până atunci? În acest moment, sensul giratoriu de la electrica este sufocat de numărul de mașini care trece pe acolo. Nu poate să ducă atâtea mașini cât te trec pe acolo. O altă variantă ar fi o semaforizare inteligentă. Și? Avem în proiect și cu termen de finalizare decembrie 2023, managementul de trafic, care va avea semaforizare inteligentă în Târgu Mureș. Încet, încet vom atinge toate intersecțiile mari din Târgu Mureș. Dar, în acest moment, se, din punctul meu de vedere, lăsând la o parte acea perioadă critică 7-8-30, sensul la electrica funcționează în parametri optimi. Ținând cont că intră atâtea mașini pe oră în el. Dar într-adevăr este o și eu sta blocat pe pod dimineața. Locuiesc în cartierul Unirii. Și primarul stă blocat pe pod dimineața. Atunci când nu locuiește la Târgu Și locuiește... Stă blocat pe pod. Sunt orașe unde se stă mult mai mult pe cât e un pod, Evident. dar eu v-am întrebat asta pentru că știu că conduceți și aș vrea să îmi spuneți până la urmă sensul gelatorului e problema sau șoferii sunt problema dincolo de nu avem mare? Un, nu avem un trafic civilizat în Târgu Mureș dacă mă întrebați, dar sunt pe drumul cel bun. La fel cum n-am avut în Târgu Mureș oameni foarte civilizați care au gunoi peste tot, dar până la urmă încet, încet am izolat aceste cazuri și prin amenzi am civilizat, ca să zic așa. Dar și sensul giratoriu este o problemă, repet. Acum nu sunt inginer de trafic ca să vă dau datele exacte, dar din ce am înțeles, sensul giratoriu este gândit la 1700-1800 de mașini pe oră și în momentul de față intră dublu, 3500. Colegul meu și Alehorea chiar a făcut o măsurătoare în trafic acolo, a stat două săptămâni și a făcut un studiu de trafic ca să, să vadă exact câte, câte mașini au în sensul giratorului. Da, mă uit că ne scrie Ferenc Loran și am sărit destul de repede peste întrebarea lui, pentru că n-am înțeles-o și acum vine să clarifice și spune așa, domnule moderator, domnul vice nu a precizat dacă va candida sau nu pentru primărie. El folosea apelativul Sergio. Și cred că să rămas în cap cu un alt viceprimar. Așadar, Alexandru Gheorghi, în momentul de față, vă pregătiți, vă gândiți că 2024 ar putea fi anul în care să candidați la fotelul de primar? Sunt atâtea lucruri de făcut în Târgu Mureș încât, efectiv, nu m-am gândit la această probabilitate. Aici, în primul rând... Ca să mă pot gândi la această probabilitate, am nevoie de susținerea partidului și, evident, să mă ceară cetățenii. Nu m arunc cu capul înainte ca să candidez doar de dragul de a candida. Deci, nu, nu m-am gândit la această posibilitate. Hey Peter spune așa: că la intersecția despre care vorbeam, trebuie un pasaj. Asta e soluția pe termen mediu și lung. Am luat în calcul și varianta unui pasaj subteran sau suprateran, dar costurile erau destul, destul, de mari. Nu e moarte ideea, ca să ne înțelegem. Bine, dar primarul vorbea în urmă cu un an despre tunel pe la platoul Cornești. Acolo costurile mă gândesc că sunt la fel de mari și nevoia tunelului la platou în zona respectivă e mai mică decât nevoia soluționării problemei de la Podumureș. Și acesta ar fi un proiect foarte măreț, și dacă s-ar realiza, ar fi un câștig pentru, pentru municipiu. Eu sunt de părere că primăria ar trebui în direcția asta să meargă, să dezvolte, să modernizeze, să vină cu și să implementeze, evident, proiecte mari și serioase. Și o face, domnule viceprimar. Nu am detalii. Da, sunteți în executiv, sunteți la putere, altfel spus. Sunt la putere, dar la câte probleme avem fiecare de rezolvat, sincer să vă spun, subiectul ăsta nu l-am abordat, să-l discut cu el, să văd exact la ce anume s-a gândit. Poate este o idee foarte bună. De regulă discutăm, de regulă discutăm. Ați înțeles, fiecare, da. domnule Alexandru Gheorghe, care e direcția în care se îndreaptă Târgu Mureșul sub administrația Șoș după cei doi ani în care s-a fost viceprimar și practic conectat la ceea ce dorește să facă primarul mai mult decât consilierii PNL. Deci aveți o conexiune cu biroul numărul 1 mai mare decât colegii dumneavoastră. Știți care e direcția? Unde vrem să ducem orașul acum? Dorim Florea a vorbit 20 de ani, inelul mare, inelul mic, oraș universitar, școli duale și punct. În primul și în primul rând, direcția pe care trebuie să ne-o asumăm și să o ducem mai departe este de a crea inelul ocolitor al municipiului Târgu Mureș. Deci rămâne întotdeauna ce a vorbit Dorin Florea, 20 de ani. Dar este acel... nevoia orașului. Eu, sincer, nu știu și vă spun foarte sincer că nici ședințe de Consiliul Local nu le urmăream înainte să am mandatul de Consiliul Local. Eu am fost patru ani consilier județean. Nu se compara activitatea din... Consiliul județean cu cea din Consiliul local aici este mult mai dinamic totul aici are efect imediat Un proiect de hotărâre asupra orașului și asupra cetățenilor Dar da problema de trafic Este o problemă apăsătoare Și asta o simțim cu toții Toți cei care locuim în Târgu Mureș Și cum am spus-o Trebuie să ne asumăm proiecte mari Și să facem lucruri pentru oameni ca să vadă oamenii Că totuși cineva se gândește și nu trebuie să îi se atragă atenția să facă ceva. Nu mai avem mult din dialogul nostru de astăzi. Zora e aproape scursă și mai am două puncte importante. Unu, legat de proiectele pe care PNL și dumneavoastră vreți <coughs> să le duceți în Consiliul Local în cei doi ani care au rămas din actuala legislatură. Și vă rog să începem cu acestea. Și în plan secund vreau să vorbim despre relația PNL-UDMR în Consiliul Local și la nivel de municipiu Târgu Mureș, pentru că împreună în momentul de față dați majoritate care ar putea să ducă orașul mai departe. Bun. Unul din proiectele cele mai mari și cele mai importante, vi l-am prezentat, este cel cu podul peste râul Mureș. Un al doilea proiect la care țin foarte mult este realizarea unui campus școlar a Constantin Brâncuș, un campus școlar european la nivelul anului 2023-2024 când s-ar putea finaliza Luat, luată clădirea de la zero, renovată și adusă. Deci vreau copilul să se ducă cu drag la școală și să stea în acel parc a campusului să studieze, să învețe. Un alt aspect pe care l-am menționat la acea conferință de presă, este identificarea unui teren pentru o nouă școală și grădiniță în Cartierul Unirii. Gimnaziul Cuza din Cartierul Unirii în acest moment are o capacitate de 1000-1200 de copii de deci geste la full. Este din nou imperios necesar să identificăm, să pornim un proiect pentru o școală și o grădiniță în Cartierul Unirii. Sunt 30 și ceva de mii de persoane care locuiesc pe OAT Târgu Mureș, în, peste Podul Mureș, ca să zic așa. Să nu mai punem cele care locuiesc în Comuna Sântana sau ceva așa de câmpie. Sau sunt crai, o parte din sunt Un alt proiect pe care l-aș duce la bun sfârșit este cel cu creșele. Într-adevăr, acum creșele sunt la direcția școli. Acest proiect a fost pornit de către colegul meu viceprimar care a avut în coordonare administrația creșelor discutăm de două crește care în momentul de față ar putea fi finanțate de Ministerul Dezvoltării. Este una la Aurel Perșu, unde au și făcut o dezmembare de teren. O creșă care să prevenim dezvoltarea zonei imobiliare din acea zonă. Știți cartierul de blocuri care, care se construiește și una pe strada mărului tot în cartierul Unirii. Evident, parcarea supraetajată de la Liceu Sanitar. Cam. Astea ar fi proiectele care, într-un an de zile, vrem să ajungem la o capacitate cât mai sus, cu, cu grad de îndeplinire lor. Bun. Și în final am rămas să vă provoc să-mi spuneți despre relația. PNL, UDMR, în Consiliul Local și la nivelul Târgu Mureșului, revenind la funcția aceasta de administrator public, nou înființată și administratorul public care a fost instalat, nu știu dacă a preluat și din atribuțiile viceprimarului Portic Vilmoș, nou administrator public, dar spuneți-mi, cum le explicați și cum vă explicați totodată, spre exemplu, votul din Consiliul Local al Colegilor dumneavoastră, pentru, în cazul proiectului de înființare a Liceului uh, Romano-Catolic, proiect sau hotărâre, transformat proiectul în hotărâre cu votul și al PNL, contestat în cele din urmă de prefectul de Mureș, care are funcție de conducere în PNL. Pentru că cei care spun că au fost negocieri, dispute și discuții, și uh, retragere de atribuții și transfer transferarea lor la administratorul public, spun că, de fapt, primarul Șoș și UDMR-ul asta au făcut. V-au luat o atribuție importantă, supărați că prefectul PNL contestă în instanță hotărârea de reînființare a Diceului uh, Teologic Romanocat. a fost contestat de prefect, ok, nu știam. Uh, relația PNL-UDMR în acest moment în Consiliul Local funcționează în parametri optimi, pentru că toți avem același target de a face ceva în Târgu Mureș. Atâta timp cât avem numitorul acesta comun, eu zic că nu va fi nicio problemă să nu funcționeze, cel puțin din punctul meu de vedere. Și la nivel de partid, cred că acesta este și a sentimentul președinților de de filială în cazul acesta. La noi președinte este profesorul dr. Horace Suciu. Iar uh, votul acordat atunci, să nu uităm, PNL-ul ține școală, ține minorității. Nu ne putem opune dorinței cetățenilor de a înființa un liceu. Au existat cereri pentru înființarea liceului romanul catolic eu personal nu văd o problemă că am votat acel proiect de hotărâre. Dar dacă acest proiect este contestat de instituția prefectului? O să mă abdatez și pot să vă răspund ulterior la întrebare. Mulțumesc tare pentru prezență, mulțumesc pentru primul contact într-o emisiune la agenda de mână și domnule viceprimar și aștept să văd și nu vă las. Mi-am adus aminte ceva, îmi cer scuze. Mai am o nelămurire. Vreau să spun că o să ne revedem să-mi spuneți când se concretizează proiectele pe care vreți să le duceți în fața Consiliului Local. Și mi-am adus să aminte, domnule viceprimar, când în iunie ne reîntâlnim, pentru că v-am urmărit conferința de presă, nu am fost acolo, dar mi-a rămas așa în minte acel moment în care președintele partidului spune ne vom revedea în iunie și vom vedea în ce stadiu sunt aceste proiecte. În care iunie? No. Când au termen de implementare proiectele? Aveți trasat o sarcină până în iunie 2030 sau 2024? vara anului viitor putem face o analiză pe, pe aceste deci, proiecte. Deci în iunie anul viitor. Mai mult ca sigur că la asta se preferă. Sunt proiecte mari. Nu pot să le realizezi într-un termen atât de scurt. Absolut. Mulțumesc pentru clarificare. Cu mare drag orică. Sper să ne vedem în curând și să ne spuneți dacă după instalarea noului administrator public sau administratorului public s-au schimbat și relațiile PNL-ul de Bine. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vineri ne întâlnim aici din nou. Invitat în fața dumneavoastră va fi doamna Cristiana Chira. Și am spus acest lucru pentru că vreau să închei o, o nedumerire. Astăzi e Ziua Internațională a Educației, da? Și am văzut pe toată lumea felicitând dascălii. Am fost dascăl, da? E bine să felicităm dascălii. Nu e oameni buni. Nu o să se schimbe nimic în țara asta, nu o să schimbăm absolut nimic până nu înțelegem un lucru. Dascălii sunt foarte importanți. Dar degeaba ai dascăli dacă nu ai elevi, dacă nu ai studenți. Ce fac dascării dacă nu există ceilalți? Și prin urmare, acum că vorbim de ziua, ziua internațională a educației, media da ce primar, că n-am încheiat, putem să mai Dar Dacă vorbim de ziua internațională a educației, măcar așa, după virgulă spuneți-le voi oamenilor, la mulți ani, spor, la învățătură și copiilor. Educația fără copii nu există. Da? Deci nu doar dascărul. E foarte important. Așa este. Dar să nu uităm că educația include două părți mari. Dască, copii și încă o parte deasupra familii și încă o parte lateral comunitățile. Da, domnule viceprimar, spuneți-le. Vreau și eu să urez tuturor celor care și-au ales această meserie nobilă un călduros la mulți ani. copiilor nu. Și copiilor, și lor, bă, copiilor le urăm în fiecare zi la mulți ani. Pentru că Bun. ne dorim să fie sănătoși și să crească și să aibă grijă de noi la vârf. Pentru că știți, dacă nu sunt copii, se desfințează clase, sunt mai puțin dascăli. Și deja vă le spunem Așa. la mulți ani, dacă sunt tot mai puțin dascăli care trebuie să îi ajute pe copii să devină oamenii mari de mâini. Sunt un factor foarte important în formarea copiilor. Absolut. Mulțumesc! Ne revedem vineri. Până atunci, numai bine!